vrea să bagă. Tinere, tinere, păi la alții înțeleg, dar pe tine... Pe copii, mea, nu vă mai no, las, las, las. Așa fac. Salut. Era bun un pic de sârmă ghimpată, știi? Și să de la să nu fie așa de rău, am o sârmă ghimpată. Păi dacă nu... treci tu pe sârmă ghimpată... Stai o secundă, stai o secundă, că te uiți la ea. Nu te bagi. Nu? Corect, corect. Ai fost acolo, ai filmat ăștia cu scolăritul lor. E bun cal, mă, ce să mai vezi? Da, cum e pornit unul? Nu, pornit. Parada cum ești? Duce și ăsta unul. Parada bună. Îl duce bun. Unul de aici. Hai, da.
Da, lui Iulian l-a după, păi aici nu l-a urmat deloc. Gata. Ăla gata, de. Nu merge. Nu merge. Să tragi înapoi, gata. E gata. S-au scop ciorile. Gata, ăsta nu s-a băgat ciorile, văzut? Nu, nimic. Așa înainte, înainte, băi. Cine-și bagă ciorile, gata. S-au scop ciorile. Nu uite nimic. Nici nu face prin soare când se întinge la frigat, îl frige. Zici că îl frige. Aia, ăsta care merge, care nu pot fi pus. Asta e de la Dereș, de la Cușară. Da. Uite-o cum a fost ăla nostru Dereș. Ia, ia, ăla era. Opa, e gata. E gata. Ăla nu prinde, să nu stă. Când se învârte lanțuri, gata. Ce mai lucra să ne iei să vă împrimi? Dar și eu ia, din unde să mă dăm. Nu știu dacă vă urmă aduce. Cât e distanța? Care e rost? Iată. Legată. Care e rost? Asta așa le. Da. Trece de noi, trece de noi. Da, mă! Cum e cu timpul? Da! Mă iau 30 de secunde! Da, mă! 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 8 secunde! Da! Hai ca una! Dă-mă! Ia acolo! 3, 2, 1! Dă-mă! 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 Hop! Adi! Iusebi! Cum te simți, Adi, tu? Tarzan de România? Sperăm să... tragă la maxim. Bun. Succes. Te-ai lăsat un mare și domnul. Bun. Bun, ca lui. Hai, dai. Să vede ce faci. E prea gras, pentru că o să obosești. Ăsta cal gras? Bun, da. Un pic. Eu nu știu.
Tărțan trebuie să meargă. Nu lăsa. Hai. Tot fără nimeni. Se bizinha lá tio lá mina, mas ali deve passar um empacol lá tio. Como é que tá aqui treinado? Copidate vom fi în spate că rupe ziară bani. Domnul la noi. Nu ai timp. Adi. Oricum e greu lemnul ăsta. Nu, da, doilea, du-te.
Eu nu pot să mănânc acum nimic. Da, dar nu pot mânca eu nimic acum. Mi-ar face plăcere, domnul Ilie, să stau cu dumneavoastră. Da, dar păi nu e bine așa. Trebuie să stăm cu coatele pe masă. Cum să aud? Când mă interesează ce aud foarte bine. Dacă ceva ce-l interesează. Păi? Aud să știi că foarte mult. Da, asta. Cine uită mai aici? Numai lateral poți să tragă. Aici... Nu vine, nu mă stânga vrea. Nu mai vrea. Nu filmez dacă vine afară. Nu mai filmez. Gata? 10 metri tot așa? Bravo! Bravo! Alex Matașică! Mai. Bun. Perfect. Cât mai are? Jumătate de timpul? Mai e un minut aproape. Domnule Ilie, nu am văzut proprietarul. N-am văzut proprietarul. Da, zic că nu văzusem proprietarul. Nu-l văzusem pe proprietarul. E foarte tare proprietarul ăsta. În cai, în tracțiune, de la Bucovina. Yeah!
Îi Ovidiu, Ovidiu, de la Bucovina. Da. Dar cu Pancica, ăștia au fost la mașină Pancica, nu? Da, da, bătrânul nu din Pancica. Bravo, bă, hai! Bravo, băieți, hai! Bun, bă! 3 secunde, 2, 1! Am pierdut amândoi. Eu nu i-aș fi dat la ăsta. Hai, mă! 2, 3! Hai, hai! Bravo, mă! Hai, mă! Oh, de înapoi! Dai, mă! Nu știu, atunci ce-o iapă, cred că, nu știu. Iapă aia frumoasă, iar lui? Nu știu. Eu n-am văzut, nu i-am văzut-o niciodată. Nu, e pe debut, dar. Nu, nu. Și are un armășat frumos. Foarte frumos. Și Bruno ce-o văzut? Nu știu. Și Morbu? Nu știu. I-ai făcut bani și acum nu mai știu. Da, nu știu ce... Nu știu ce... Ia, păi frumoasă care nu știu asta. Da, dar nu știu ce faci acum. Nu. De ce nu vă pune să tragă de la țoată? Hai, mă! De ce tragă de capul ăsta? De greutate pe capul ăla, mă, păcut. Ca să fie convins că nu-i bine. Nu merg greutate când trage de la distanță țoată, nici nu. Îi zic mereu mai ușor. Hai să aibă eu un bici așa și-al mărăt ăsta ai. Dacă i-ar lăsa cu un metru de lanț. Un metru de lanț și un bici de la să-i arunca pe la urechi. Nu tragi cu dar nu mai pot. Mă duc că nu m-am prostit. Mă duc să văd ce face treaba. Nu trebuie din gândescăm sau pe scăm? Auzi, romantică, cum era la... De la jumate se vede ce la duci. Nu cred. Trebuie dat o vânt. O, de prepeliți. Nu e bun. Bagă-te, moșule. Cozni. Cozni. Voi puneți. Voi puneți. A vă stă și voi. Salut. Bine, tu? Foarte bine. Este slab, Eric.
Salut! Ah.
S-a uitat la lei în jos, să stai nu pentru mine. Da. Domnișoară... Nu, las, o las, că nu ne deranjează. La, că-l prinde, vezi? Hai, fac și-o prinsoare, ia și-o dat. Nu, este să cu fac din ăștia ta, dar cântărește ca ei, mă. Din categorie. Dar nu știu eu, dar n-a fost eu la ei. Ai fost, da. Totuși, mă, bară nu-mi dau o categorie de așa, nici că ta, nu-i fric cu sufă acolo mare. Dar uite, care e voința? Are. Am cât poate. Ca și pot să mă pun cu Cristinel, face păi, sală, nu vă puteți spune cu mine. Corect. Că eu vă rup mâna ca la menghină. Corect, ai văzut? Nu este un fotograful. N-ai nimic. Asta era în umbră. A, fotograful ăla după noi cu imaginea, da, dacă suntem mulți. Cum e? Dă-te pasăre, băi. El e regele ringului. S-a consumat de 3 zile, mă, palic. O zis el? Poftim? A fost. Locul 2 deocamdată. Da. Nu merită acasă. Da. Da. Nu. Merge bine, dar numai că se bagă oamenii. Dacă puneau un pic de șipcă ceva ca să nu se bage, uitați. Nu, este bine așa. Deci nu ne așteptăm la talume oricum. Eu după mintea mea credeam că-s bine, la 10 cai, să plimbă ăștia pe aici și... Thank you.
Asta. O rubla. Aduc apă sau ceva? Nu, nu, mulțumesc. Nu, vă mulțumesc frumos. Îmi cer scuze că de nu știu cât de era să vă întreb chestia asta. Și tot altceva am făcut. Vă mulțumesc. Și eu mai apărut alții și tot așa. Nu e o problemă. Domnul Levi. Deci a fost prima echipă, nu prima echipă pe care n-am putut să o filmez, că s-au băgat aici oamenii. Vă place asta? Treaba asta. Mult sau mai puțin? Organizare cam. Ha? Vă place, așa? Îmi place că n-am văzut. Ce n-ați văzut? N-am văzut. Cai, cum trebuie. Am înțeles. No, deci prima pereche de cai n-am putut o urmări. Come on! 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 Come
Asta-i treabă! Nu asta-i treabă! Asta-i treabă! Gata, bă! Gata, bă! Gata, bă! Gata, bă! Yeah.
Trebuie în stânga, în stânga. Jos, în stânga. Aici, în dreapta, zice. Prima acasă, zice, după fost. Dar și-o până la că te din partea fine, zice, că aici, în dreapta, tu, da, da. Dar asta stângă, dar te-n dreapta. Kovács Vojku! Domnul Kovács Vojku obține locul 3. Îi mânăm frumos diploma. Aici e diploma lin? Nu e băi ce-i scule scoate. Locul 3 la dublu are diplomă, medalie și un pic de bani. Alin, te rog să spui ce sumă, ca să spunem, să anunțăm. Ave. 1000 de lei. Filmează tu. Deci locul 3 la dublu obține 1000 de lei, 10 milioane. Să fie sănătos. Bă, felicitări. Pe zona lui, aici a făcut treabă faină. Foarte faină. Îmi dai tu. Ești becher. Așa ai? Așa. Și ca ești becher. Locul 3? Da. Cum v-aș voi? Dacă, bă. Mă vei. Locul 2 astăzi este Pere Sebastian. Hai, Sebicule, hai, scumpule. Puteți, puteți să ieșiți cu cai de aici. Mai marchează momentul ăsta, Cristi, mai ia-l-o pe domnul Kovács. Da. O dat dovadă de om serios și de omenie aici pe valea lui. O făcut cai, treabă cai. Faină. Trebuie să-l apreciem că e pe podium. Bravo. Te rog să te retragi, domnul Kovács, un pic mai în spate. Acum domnul Sebastian vine tocmai de la Satul Mare, de aia vine așa gale. Da. El a obținut astăzi locul 2, Pere Sebastian. Tenica, poate să iasă cai, să nu se întâmple ceva, te rog. Da, da, ies, nu-i problemă. Da. Uite-l pe Sebi, ia așa din, ia așa din, din depărtare. Bă, dar tu din deal. Acolo rămâi, Sebi. Așa? Acolo, hop, acolo. Domnul Pere Sebastian de la Medieș a ulit, a obținut locul 2 astăzi. Ai grijă. La atracțiune dublu, la câmpul cetății. Paul, ai grijă. Ai grijă. A obținut locul 2 și un premiu de 1500 de lei. 1500 de lei premiu în bani, o diplomă și o medalie. Sebi, îți dorim sănătate, toată cinstea și aprecierea. Și campionul campionilor care a dat un tractor pe doi cai în țara asta, e păsăroiul Vasile. El a dat un tractor pe doi cai, pe pereche de cai. Păsăroiul Vasile la locul 1 astăzi. Un cal al lui Blondu și un cal al lui Paul, de la Paul Ros, de la Dej. Paul! Corăbeanu Paul în echipă cu păsăroiul. Ei au obținut locul 1. Acolo, Paul, atât. Hop. Păsărele. Și ei au un premiu de 2000 de lei. Bă. 2000 de lei, diploma e aici, 2000 de lei bani, diploma și medalia. Păsărele, să fii sănătos toată viața, bă, să ții timp aproape cu Paul, că e prietenul tău care nu te trădează. Împreună faceți echipă bună, noi vă felicităm și vă apreciem. Nu așa premiere, ți-ai dorit cameramanul? Ba da. Da, dar să se facă repede, nu să stăm două ore. Încet, nu m-am pas, să ție cai gras. Băi, nu m-am pas, să ție cai gras. Aha! Acum vom începe cu tracțiune simplu. Tracțiune simplu. Oh. Domnul Briac Ovidiu să vină cu blondul aici în față frumos. Nu mai stai pe loc, că mai trava. Mai zi o dată, domnul Briac Ovidiu obține un premiu de 600 de lei, diploma, diploma și medalia. Dânsul-i proprietarul, nu-i problemă, și lui Poldeza. Nu, Ovidiu? Toată cinstea și aprecierea cu frumosul blond, un cal ardenez produs în Polonia, un cal de bună calitate, deja batez cu unii și alții că cai nu știu cum. Orice cal din orice țară poate fi foarte bun dacă are să fie bun. Și frumos, și bun, și omenie. Bun. Locul 2 la tracțiune simplu, păsăroiul Vasile, domnul care a dat un tractor pe părerea de cai tot pe podium și la simplu. A put acasă un tractor case, e 85 de cai cu frontal și l-a dat pe părerea de cai. În felul ăsta e pe podium toată viața. Are un premiu de 1000 de lei. Hai, te rog. Așa. Te rog să marchezi momentul ăsta, Cristian, dar să pui... Îl marchez foarte bine. Dar nu că am pus pălăria pe bere, nu se vede reclamă, nu-i nimic problem. Bun. Așa.
Și locul întâi, locul întâi, campionul campionilor astăzi la câmpul cetății, la tracțiune simplu, ui un băiat de aici din zonă, Petra Sorin. Toată cinstea și apreciere! Are un premiu de... Balansul nostru! 1500 de lei! Ura! Capitanul! Știi ce te rugăm, domnul Sorin? De acum să începi să te pui la rând, să-ți iei un remor, că dacă n-ai, și să începi să concurezi în țară. E, pentru că tu ești un cal, ai un potențial de talie națională cu calul care îl deții. Să știi. Îl grijești frumos, îl furajezi, îl pui la rând și te prezinți în țară cu ce animal deții. Nu mă schimbă, mă! 20.000! Toată cinstea și aprecierea. Așa, acum facem clasamentul la viteză. La viteză, Muruța Adrian. Muruța Adrian este locul 4. Mă, ia ce fain vin amazonele, mă. Amazonele și amazonii. Uite aici ce frumos. Eu cu ei o să fiu în echipă peste câțiva ani. Adică? Mă dau pe cai de sport. Domnul Muruța Adrian, locul 4. Domnul Brașovianu Sebi. Brașovianu Sebi, locul 3. Locul 3 și un premiu de 200 de lei, toată cinstea și aprecierea. Bravo. Locul 2 este domnul Truța Alexandru. Semnez, te rog frumos. Locul 2, Truța Alexandru. Și domnul Bucin Gheorghe. Bucin Gheorghe este locul întâi. Eu cam că să marcăm locul 2. Vă rugăm să vă întoarceți către domnul cameraman ca să marcheze momentul ăsta. Să știți că aveți un cal deosebit de frumos. Mulțumesc. Așa. Și locul întâi astăzi este domnul Bucin Gheorghe. Toată cinstea și aprecierea. În momentul ăsta pot afirma că a fost o expoziție completă, atât probă de simplu, probă de dublu viteză și premiere la aceste probe. Mulțumim tuturor, mulțumim în special lui Alin, că a pus suflet de săptămâni întregi pentru expoziția asta, mulțumim domnului primar al comunei Chiheru de Jos, mulțumim Consiliului Local și tuturor din lotul organizatoric care sunt și angajații primăriei. Le mulțumim frumos, ca și prima ediție o declarăm că a fost de 5 stele. Va fi și a doua și a treia, sperăm să fie multe ediții de acum încolo. Să ne vedem cu bine și cu sănătate și la anul. Bravo. Mulțumim frumos! Cu aceasta... Vrei să-mi dai mie? Îți mulțumesc, păsărăule! Uite, păsărăul din tătă cinsta, pune el ceva la cale. Prezint că anul ăsta o să prezint și la Racșa un concurs de... Ei, moșu! Păsărui, are talentul lui, n-ai rost să vorbim. Gata.